Pizzeria Evolution ne-a dăruit nouă celor din Edno TV un aranjament floral pentru voi. Wow, și vreau să vă mulțumesc că ne-ați primit în căsuța voastră. Mi-a fost dor de tine. Și mie să știi. Să-l pun aici să stea frumos. Mulțumesc din suflet. O să avem atâtea lucruri de discutat astăzi și dezvăluire în premieră pentru cei de acasă. Iar mie îmi face o deosebită plăcere să fiu astăzi în casa voastră. De unde începem și unde vom termina? Nu știu, cert e că eu sunt fer convinsă că astăzi voi afla de aici, de la măsuța cu pricina, că dragostea plutește în aer! Aș spune buongiorno în această seară la minunații Codruța și desigur Valentin vă amuzați deja, pentru că suntem pe malul lacului într-o priveliște cum nu se poate mai frumoasă și am spus buongiorno pentru că m-am uitat la arhitectura căsuției și a fost confirmată de altfel părerea că este în stil toscan. Bine v-am găsit, dragilor, în minunăția voastră de casă pe care vă doresc să o stăpâniți sănătoși, fericiți și împreună până la adânci bătrâneți. Mulțumim! Bine ați venit acasă la noi. Abia mă așteptam. Mai ales că la mine. Mai ales Pufi, uite că n-are răbdare deloc. Da. Deci vreau să vă spun, uitându-mă așa pentru început, Pufica voastră a venit să vă acomodați până o să deveniți părinți, nu? Da, exact. Da, să știi că am avut peripeții, sper că nu o să avem cu copiii noștri la fel de multe. Oh. S-a îmbolnăvit de foarte multe ori când era micuță. Am fugit noaptea cu ea la spital. Măi, le-ai dat bătăi de cap părinților da, tăi. Da, da, da. Am avut probleme cu ea când era micuță și chiar am fost așa ca doi părinți grijulii. Spre surprinderea mea și eu, că mă așteptam mai mult Codruța să fie. Dar cine și-a dorit animal de companie? Eu mi-am dorit foarte, foarte mult, dar Valentin a zis într-un final că da, o să ne luăm, dar nu o să ținem niciodată pisica în casă. Și am zis că da, sunt de acord, sunt foarte de acord. Când a venit minunea asta așa mică, de nicio palmă, cât a lui Valentin, deci nu era, era mai mică, 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 mică. Când am văzut-o, am zis, n-avem cum să dăm așa pui. Așa pui frumos afară. Ai o poziție de șezlong, Valentin, de stă așa. Da, așa stă. Doamne, și așa stă. Așa este rasa ei. Stă în niște poziții așa nefirești pentru o pisică. Deci văd că aveți activitate pe parcursul zilor, dar da, spuneți-ne, cum vă feriți voi, între ghilimele vă feriți, de rutina aceasta zilnică? Păi, ce să zic? Eu, de exemplu, merg la serviciu de la 8:30 și până la 5. Vin acasă, eventual, uite, mai filmăm câte ceva. Sau, dacă nu, uite, dacă pot să-l laud. Acasă. Așa. Nu, asta vreau să spun, așa, că pot să-l laud pe Valentin, că mă așteaptă cu mâncare. Adică, aolo, stai puțin, că nu vine să de... cred. Da, uite, în seara asta spun ție că m-a așteptat cu o tocăniță de cartofi și cu cărniță de pui și a fost atât de bună, vreau să spun că a mers atât de bine, aveam o foame pentru că am avut foarte multe lucruri astăzi. Măi, Valentin, dar ce te-a determinat să fii atât de iubitor, să fii atât de dedicat și mai mult decât atât, oare titlul de mama mea gătește mai bine te-a ajutat în domeniul acesta? Să știi că eu găteam și înainte, dar îmi face plăcere pentru că noi încercăm să ne completăm. Și eu când am filmări sau am avut evenimente și ea nu a lucrat, la fel mă așteaptă. Nu mai spun că căsuța asta, cât o vezi... Căsuța asta? Mă rog, școala asta generală vrei să așa, spui, da? Ea are grijă de ea tot timpul. Rar aducem pe cineva să o ajute la curățenie, la tot ce înseamnă îngrijirea casei și atunci... Măcar când vine de la serviciu să găsească ceva. Felicitări, Codruța, dar cum te descurci cu timpul? Știm că dincolo de faptul că ești artist, ai o poziție profesională mai specială. Cu ce te ocupi? Da, cred că pot să zic. Lucrez la Ministerul Sănătății în prezent. Mai mult nu vă spun că nu-mi permite legea. E suficient. Așa. Dar bine, gata, poți să zici că nu mai m-am transferat. Așa. Și cum să zic, nu știu, mereu am reușit așa cumva să le gestionez și pe amândouă, adică și cariera asta și cea muzică, adică nu știu cum am reușit, dar le-am îmbinat de fiecare dată. Hai, nu am avut probleme. Ea este foarte ambițioasă și când ne-am cunoscut noi doi, ne-am cunoscut la o televiziune, la o emisiune și ea cânta foarte frumos, dar eu am spus de atunci, pe lângă povestea pe care deja o știți cu îndrăgosteala noastră, eu i-am spus că ea trebuie să abordeze pe genul muzical altceva să îi se potrivească. Pe vocea ei puternică, ea are o voce foarte mare și mă rog la Dumnezeu să ne semene copiii să cânte. Și atunci
De o vreme ea lucrează cu profesioniști și mă bucur tare mult că e în echipa lui Eduard Sanda, pe care îl salutăm, și a făcut o piesă foarte frumoasă care s-a bucurat de succes în Fivară și urmează melodii noi. Ea e ambițioasă și a spus că nu poate să lase toată munca ei pe care a făcut-o de ani de zile, dați seama, meditații, să înveți de copil, să ajungi să-ți faci dreptul la universitate. Uite, să știi că te contrazic, că n-am făcut niciodată o singură oră de meditație, că dacă nu zic, mă bate mama, că zice, mai fată, păi eu nu te-am așteptat niciodată cu nimic. Nu, mi-a plăcut, ce-i drept să învăț. Cum a fost, măi, Valentin, Dumnezeu de bun cu tine? Și Codruță, exemplu viu, că iată, contrazice spusele din zilele noastre, cum că nu mai există o femeie bună la casa omului și frumoasă și talentată, pe, uitându-mă la Codruța și aflând povești din viețile voastre mai de sub lupă, așa cum se intitulează emisiunea, văd dar că tu trebuia să ai lupa la tine. Păi da, am avut-o. O am, da, știi de ce nu arăt de la început? Că mie să nu intimidez artistul, că după aia nu mai dezvăluie ce vreau. Noi nu avem nimic de ascuns și noi suntem prietenii voștri, voi sunteți ca acasă. Da, exact. Și noi vă mulțumim din suflet că ați acceptat invitația noastră cum de a veni în emisiunea Folclorul sub lupă, dar spune-mi, uite, cât de norocos te simți cu aia alături pe soția ta? Se simte cam atât de norocos pe cât mă simt și eu de norocoasă că le-am pe el. Adică... Ce frumos! Eu vreau să spun un lucru. Cred că este vorba de soartă. Eu așa cred, întotdeauna am crezut în soartă, nu în noroc neapărat, și că experiența mea de-a lungul timpului și de punct de vedere sentimental m-a făcut să aleg mai greu, să aștept în timp, pentru că totuși e o diferență între noi. Eu mai am un pic și fac 31 de ani. Mulți înainte. Da, vă dați seama, așa. Dar nu, nu trebuie să te ia valul și să crezi că tot ce zboară se mănâncă. Trebuie să aștepți și Dumnezeu îți va da atunci când vei merita. Poate că a trebuit să mă stabilizez din punct de vedere al carierei, de ce nu sentimental, să mă maturizez ca să primesc ceea ce îmi doresc cu adevărat. Și Codruța este într-adevăr o raritate în zilele noastre. Nu vreau să pară emisiunea asta o laudă, așa, mai suntem și în campanie electorală, că nu candidăm pe niciunde. Dar eu îi mulțumesc foarte mult că face parte din viața mea și că înainte de toate vreau să le mulțumesc părinților ei pentru că au educat-o atât de frumos. Intrând în familia ei, pe care o consider familia mea din primele clipe când ne-am cunoscut, mi-am dat seama cât de important este educația de acasă și bunătatea, buna creștere, credința, toate pleacă din familie. Da. Având doi părinți, exemplu, mama profesor, între, tata între inginer, care, iartă-mă iubire, între care diferența de vârstă e tot de 6 ani. Ani. Și tata socului Capricorn. Și tot Capricorn. Și tu ești născut pe 29 și tata e pe 28 decembrie. Cadou unul pentru celălalt, da? Și vreau să vă spun că eu și tu, Lavinia, am lucrat foarte mult timp cu publicul. Umbli în toată țara, spectacole, cunoști fel și fel de oameni. Și când ne-am cunoscut, zic, Doamne, uite, mai sunt oameni normali, oameni cu bun simț, oameni de la care ai ce să înveți, oameni cu respect, să nu deranjeze pe cineva. Și asta am învățat și eu din familia mea. Și iată că Dumnezeu ne-a adunat, chiar dacă e o distanță foarte mare, de la Gorjul meu, de la Dânciulești, până la Tătăruș. Dar nu că ai abandonat, pentru că știm că și acolo ai casa ta și casa părintească. Cum ai renunțat casa tu la Târgu Jiu? Nu se vinde. Cum ai renunțat tu la Târgu Jiu, Valentin, să vii în București? Am renunțat, cum bine știi, n-am renunțat, pentru că niciodată n-ai cum să pierzi rădăcina. Eu când mă întorc acasă, și vorbesc de Dănciulești, pentru că eu sunt în Târgu Jiu venit cu liceu, acolo mi-am făcut o casă împreună cu fratele meu mijlociu, dar eu nu pot să spun că eu sunt târgujian, nu, eu sunt de la Dănciulești, cum mă știe toată lumea, acolo este casa mea, acolo când mă întorc l-am pe tata, care mai taie câte un purcel, mai taie câte o găină și mă duc cu drag, mă duc și am adus-o și pe Codruța și ea știe cât de sentimental sunt și cât de rău îmi pare, pentru că au trecut câțiva ani de când eu n-am mai fost prin sat. Adică mă duceam la evenimente pe fugă totdeauna și acum am fost, chiar după perioada de pandemie, după perioada de urgență, am fost câteva zile la țară și am mers pe toate
potecile pe unde mergeam în copilărie și a mers și Codruța și am avut o durere în suflet că satul românesc dispare ușor, ușor, s-a îmbătrânit, copiii au plecat, când eram eu mic eram 20-30 de copii, plecam cu vitele pe câmp, seara nu mai știam cum să ajungem, ne aruncam ghetele și desculți, stăteam pe stradă să ne jucăm pentru că treceau 3-4 mașini pe zi. Deci ați făcut compromisuri din dragoste. Nu e niciun compromis, să știi. Nu, compromis mă refer că v-ați mutat totuși aici în București. Eu m-am mutat datorită proiectului, în primul rând cu Prima TV, televiziune la care am lucrat 3 ani de zile, și pentru Etno TV. Dar crezi că a fost o rampă de lansare pentru tine? Foarte mare, foarte mare. Impactul, a fost o emisiune foarte iubită, plus emisiunea pe care am realizat-o împreună, care a fost o emisiune foarte iubită, da. Și încă oamenii tânjesc și ne scriu, iată, după atâția ani, când mai facem emisiuni împreună. Bucuria de a rămâne ceva după tine și că oamenii încă îți scriu și amintesc este cea mai mare. Și normal că e o lampă de lansare. Nu cum e Puffy, ea s-a născut vedetă, uite. Da. Deci, Puffy, eu cred că ai dat tonul pentru viitor, dar vreau să vă întreb, sunteți extraordinar de frumoși împreună, aveți o relație frumoasă, v-a ajutat Dumnezeu să... Să vezi când ne certăm. Aici voiam să și ajung, pentru că vedeți voi, dincolo de toate, în fața micilor ecrane, mulți dintre artiști sau oamenii care vor să-și expună povestea de viață, poate o reținere vis-a-vis de asta. Credeți că există cuplu care niciodată nu se ceartă? Nu, o problemă, să știi, nu, să știi că noi am făcut la un moment dat și un vlog pe care l-am postat pe YouTube și eram certați. Și era vlogul cumva programat pentru ziua respectivă. Trebuia să-l facem atunci. Noi ne-am certat exact înainte să facem vlogul. Pe ce motiv, Codruța? Din motive puierile, îți dai seama, că niciodată nu te decerți de la ceva serios. Ca să-ți explic, mă curăț de Puff că Puffy mai lasă păr. Ce voiam să spun? Ne certăm pe lucruri atât de mărunte încât la final, după ce ne certăm râdem, adică 10-20 minute, nu mai știm de ce ne-am certat. Dar cât durează cearta la voi? Nu foarte mult. Puțin, 20 de minute. Ei, asta e bine că nu păstrați răzbunarea și frustrările, nu le adunați și nu izbucniți niciodată. Nu, dar de vulcanici și temperamentali suntem amândoi, pentru că amândoi suntem zodii foarte puternice. Da. Și atunci, cum să zic, nu știu care e mai moale dintre noi, niciodată nu calitățile le-am auzit unul față de celălalt pe care le-ați spus. Să trecem la defecte. Să trecem și la defecte. Păi cât ai tu la emisiunea asta? Nu-i problemă, Valentin, timp se face. Eu vreau să fiu sincer cu cei de acasă, vreau să vă vadă dincolo de partea artistică. Eu, de exemplu, am multe defecte, s-ar putea să n-ai spațiu. Păi să ni le zică cu o nu, e adevărat, are un singur defect și mare. Și bun. Deci vedeți și partea bună. Așa, nu, este foarte încăpățânat, simplu. Adică nu, eu cred că e specific zodiei. Da, asta deci... pentru că și eu sunt Capricorn. Exact. Dar adică nu scozi din a lui. Și la Scorpion sau a fost nu. Ideea este că lui, indiferent că e corect sau nu, el trebuie să aibă dreptate mereu și tu trebuie să spui că tu ai greșit și aia e și oricum adică o femeie se spune că e înțeleaptă când se căsătorește și are soț. După aia devine mai înțeleaptă cu apariția primului copil. Și foarte înțeleaptă când deja vine al doilea. Eu cred că într-o căsnicie trebuie să lase femeia. Și când îmbătrânește, e deja puta. Da, sunt deja. Deci motivele voastre de discuție sunt relativ mici, nu auzi. Da, sper că ați prins-o pe Puffy că a plecat numai. Da, sunt, cum să zic, nesemnificative. Adică nu am avut niciodată un motiv serios să spun chiar m-a deranjat, dar chiar nu se uite, mai poate. Uite, urmează să faceți nunta. Cum sunt organizările? Vă ocupați strict voi sau ați organizat? Nu, avem pe cineva de la da, NATO. Plătim cu mult. Păi și nu vă certați, n-aveți subiecte de ceartă? Avem nici cineva și ne fac. Noi nu da, facem. Pentru că unul vrea cumva, celălalt spune că e bine așa. Cum ajungeți la un consens? Ideea este că noi cumva avem gusturi comune. Deci nu e foarte, foarte dificil. Da. Dar bineînțeles că eu vreau un lucru, el nu vrea. Adică există ca peste tot, mă gândesc. Te gândești bine, da. Din astea contradicții și na. Dar într-un final important e că noi ajungem la o concluzie comună. Deocamdată adică... suntem bine, rezistăm. Nu, e ok, momentan. Vă gândiți la copii? În viitorul foarte apropiat, pentru că asta, întrebarea aceasta o pun pentru că Valentin tot timpul mi-a spus că îi plac copiii da, foarte dar mult, nu că e... se juca foarte bă, mult da, și la emisiune da, cu da, păi mei. Tot dau și eu. Nu, păi da, Valentin știu că spune, dar eu în primul rând îmi doresc să fiu o mamă tânără. Îți adică... dorești să fiu o mamă tânără? Noi avem niște planuri, știi că se spune că atunci când îți faci planul, Dumnezeu râde de tine. Noi aveam plănuit să facem nunta anul ăsta, în octombrie, da. Acum.
totul s-a amânat din cauza pandemiei, o să fie undeva la anul, facem doar cu Unia Civilă. Da. Și atunci, automat, se amână și copilul, pentru că am picat de comun acord să-l facem după ce ne cununăm în fața lui Dumnezeu. Viitorul apropiat înseamnă după cununia religioasă. Am înțeles, deci să mă mai gândesc că peste 2 ani o să ne mai împărtășiți lucruri despre asta, despre întemeierea unei familii complete, vreau să spun. Da, bine, acum nu poți să ghicești chiar așa viitorul. După asta vă zic că n-ar trebui să vă plănuiți niciodată, nu știi cum te-a prins surprindere. Da, cum am vrea Dumnezeu. Noi suntem ordonați de fel. Dar da, noi suntem ordonați de fel, da, acum. Ești geloasă, Codruța? E, da, bineînțeles. Suntem amândoi. Și tu ești gelos, suntem Valentin? Suntem foarte geloși. Eu sunt foarte gelos, da? Păi am și de ce, că de... Ei, și eu am de ce, și am de ce, că dar bănuiesc că gelozia voastră nu duce la extrem, adică e cumva... Nu, bineînțeles. La limite, nu? Depinde ce înseamnă extrem. Da, bineînțeles că suntem tineri și ca la orice cuplu care se află la început, gelozia poate e un pic mai... cum să zic, mai mare față de cum e peste 10 ani de relație, peste 15 adică ani. Adică ce vrei să spui, că peste 10 ani... Nu, dar spun, uite, de exemplu, la e-mail, gelozia mai este atât de prezentă, pentru că deja n-ai au încredere foarte mare în unul în altul. Faze. Ce faze ai văzut, Valentin, la părinții Codruței? Ia să-mi spui. Cu gelozia, ia spune-ne și nouă. De ce? Deci mama soacră este foarte geloasă. Păi mă poate scuze? Are și de ce, nu? Păi tata da, socru, pac, băiețaș, frumos, aranjat, când se pune el la patru. Nu e adevărat că și mama e frumoasă. Și mama, normal. Ai doi părinți frumoși că i-am văzut. Mama soacră e... e țuții. E țuții. E țuții. Vezi, mama se pune bine cu tine. A dat gena mai departe, măi. Da. Știți de ce v-am întrebat de gelozii? Pentru că știm din surse sigure că, așa, din păcate, sunt oameni care... Să-i cum să stau, sunt să cei care vă vor binele, vă plac foarte mult, vă, da, felicită pentru modul în care vă prezentați, pentru cuplu pe care îl urmăresc, că sunteți, până la urmă, un cuplu, iată, public. Și primiți mesaje, atât tu cât și Valentin. Asta încât să rezulte o ceartă, poate. Și ce se întâmplă? Adevărat. Și de ce vă, no, nu, vă nu, sunt trimise nu, aceste nu mesaje? Nu, ne certăm din cauza asta. Niciodată. Dar problema este în felul următor. Trăim niște vremuri în care oamenii au acces foarte mult și la viața personală a artiștilor pe care îi urmăresc. Au acces foarte mult la internet, scriu fiecare, scriu frustrarea și problemele, își varsă supărările pe internet și mai scriu mesaje pe la 2-3 noaptea. Te iubesc, ce faci, când ne vedem, Vasilica, Gheorghe, da, așa mai departe. Și eu am primit la rândul meu și mesaje total nepotrivite vis-a-vis de el și el la fel, dar Dumnezeu să-i țină sănătoși, să, adică nu avem și cred că vă asumați până la urmă astea. Lucrul acesta că sunteți artiști amândoi. Dar nu este vorba de a-ți asuma. Să știți că este un subiect pe care eu vreau să-l discut și cred că nu numai eu o fac acum, au făcut-o mulți. Este tot un fel de bullying. Sunt unii obsedați, unii oameni care vor să facă rău, nu acceptă. Dacă nu-ți place de un om, este, da, foarte simplu. Dacă nu place emisiunea ta, schimb postul. Exact. Exact asta este. Facebook-ul este casa mea. Eu vă primesc în casa mea pentru că mă iubiți, mi-ascultați muzica. Accept părerile admiratorilor în ceea ce privește muzica, în ceea ce privește treaba noastră pe scenă. Da? Foarte de acord. Mi-ar plăcea să cânti ceva mai vesel, Codruța sau Valentin. Mi-ar plăcea să faci un constructive cântec. Constructive. Da, sigur, sigur că da. Sigur. Dar în ceea ce, pardon, în ceea ce privește familia, alegerile noastre personale, paginile nu sunt făcute pentru lucrul ăsta. Da. Ca să intri și să-ți spui nervii sau supărarea. Oamenii au trecut o limită. Eu țin minte cu mare plăcere și cu bucurie că atunci când am început să cânt, am fost angajat de foarte tânăr la ansamblul Doina Gorjului. La 17 ani eram colaborator, la 18 am avut carte de muncă. Gândește-te la Vinia că veneau toți artiștii mari ai țării și colaborau. Mi-era jenă să mă duc să le spun bună ziua sau să cer un autograf. Da. Mi-era jenă să mă duc la un artist așa de mare care și-a sacrificat viața și anii, sărbătorile, și-a lăsat copiii acasă și-a plecat să cânte pe scenă, să bucure lumea, să mă duc să-i spun o vorbă. Da, păi să-mi permit să jignesc. Exact. Și aici intervine bunul simț. Și aici intervine bunul simț, intervine educația televiziunilor. Interveniți voi. De ce nu? Pentru că omul când trece această barieră, dacă noi lăsăm această barieră, cei care mă cunosc și prietenii mei de pe Facebook
pe care îi pup și iubesc, sunt de calitate foarte bună și sunt niște oameni extraordinari. Mă știu că sunt apropiat de public și că în spectacole cobor între dumnealor să mă simt aproape. Dar asta, în sânul publicului, dar asta da. Nu înseamnă că treci dincolo și ajungi să mă jignești sau să-ți dai cu părerea despre viața mea particulară, despre alegerile mele particulare, despre faptul că, de exemplu, îți dau un exemplu ca să o ducem într-o zonă mai amuzantă, îmi scrie cineva, eu nu suport pisicile, să nu mai postați cu pisicile. Și noi o iubim atât de mult pe Pufi. Și m-am dus direct și am blocat-o pe doamna respectivă. Pufia noastră e ca adică, un copil. De ce să simți nevoia? Da. Poate nici eu nu suport anumite animale, dar nu intru pe Facebook. Dar credeți că aceste lucruri pleacă dintr-o neîmplinire personală? E clar. Că o explicație există la mijloc. De exemplu, noi, că suntem aici, de ce n-am făcut asta niciodată? Niciodată eu nu mi-am permis, cum a zis și Valentin, că nu s-a dus la un artist să-i ceară, da? Nici să întrebe. Da. Așa nici eu nu cred că am lăsat vreodată. Țin minte la Vini, apropo, ca o paranteză, și povestesc și Codruței, acum când ne-am cunoscut, vorbea cu mine cu dumneavoastră. Și eram foarte apropiați. Asta înseamnă educația, respectul, credința și bunul simț. Bunul simț și educația nu le faci nici cu foarte mulți bani, nici cu 15.000 de școli neapărat, le faci și le primești acolo acasă, la tine. Sau te dezvolți în timp. Noi nu putem să educăm lumea, dar eu le mai scriu oamenilor de pe Facebook și când am momentul spun lucrul ăsta. Decât să avem oameni mulți care ne și influențează negativ, care, de la care ne încărcăm negativ și scriu lucruri urâte, mai bine să avem mai puțin și de calitate. Asta este, știi că și pe Iisus în lumea asta l-au iubit unii și alții l-au hulit. Nu poți să fii, trebuie să fii ipocrit să crezi că te iubește toată lumea. Dar noi încercăm să ne ferim de oamenii răi, să ne adunăm pe lângă noi oameni de calitate, de la care avem ce să învățăm, cu care să schimbăm o vorbă, să spunem o glumă frumoasă, pentru că viața e prea scurtă. Da, și aici ca o paranteză, să știți că multe familii, eu chiar cred în asta, s-au destrămat de-a lungul anilor datorită faptului că au intervenit terțe persoane care, așa cum a zis și Valentin, au dorit răul sau... Da, asta este o mare greșeală, să asculți să-i asculți pe cei din afară. Nu trebuie. De ce? Dacă oamenii respectivi nu te cunosc pe tine personal, nu te-au văzut niciodată sau nu știu, nu înțeleg de ce ai pune preț. Ai suferit vreodată, Codruța, din prisma aceasta, că s-au spus lucruri urâte la adresa ta, te-ai consumat pentru să ele? Să știi că acum să fiu sinceră, până să nu devin o persoană publică în adevăratul sens al cuvântului, poate că nu primeam deloc mesaje, poate astfel de mesaje, poate nici măcar apropiate de așa ceva. Însă, bineînțeles că pe parcursul înaintării, să spun așa, în carieră, bineînțeles că au fost și persoane de acest gen. Poate că la început m-au deranjat anumite comentarii, poate că da, m-au făcut să sufăr puțin, dar cu ajutorul lui Valentin am înțeles că nu trebuie să bag în seama astfel de comentarii, pentru că nu fac decât să-ți dăuneze sufletului. Da, și nu te ajută la stima de exact, sine în niciun exact. Fel. Dar și, nu este vorba de stima de sine, pentru că nu ți-o pierzi ușor. Că da, unul dacă da. Ești un om tare în caracter, dacă ești slab da. Îți poate exact. Pierzi. Vorbeai și de relații. Dacă oamenii sunt slabi și nu știu ce au acasă și nu-și cunosc omul de lângă și atâta timp cât dragostea și respectul nostru există și noi știm cât de bine ne îngrijim noi acest cămin să fie ok, nu trebuie să ne intereseze mai departe. Eu aș transmite un mesaj celor de acasă, că știu că sunt în număr foarte mare, să încerce să fie mai buni. De curând am văzut un material, un film despre Papa Francis. Da. Atât de frumos a spus la final câteva cuvinte încât pe mine m-au marcat. Și au spus în felul următor: artistul aduce bucurie, zâmbet și dacă zâmbești unui om pur și simplu, fără motiv și spui cuvinte bune, atunci ești un om al lui Dumnezeu. Pentru că asta înseamnă bunătate
Știu că toți avem probleme, știu că o să zic că da, dar plecăm și avem și noi avem probleme foarte multe. Da. N-am cântat deloc în pandemia asta, să ții un artist închis în condițiile în care pe weekend cânta 6-7 evenimente. O perioadă n-am apărut nici la televizor, rar. Este greu pentru fiecare în domeniul lui, trecem fiecare prin perioade. Și la noi au venit facturi, chiar dacă n-au mai venit cântări. Și la noi au venit problemele. Dar asta nu înseamnă să ne răzbunăm pe cei de lângă noi. Asta nu înseamnă să aruncăm cu răutate. Este plină lumea de rău. Noi suntem un popor mai credincios, așa cred eu. De asta ni se spune grădina Maicii Domnului. Și cred că nu ne costă nimic că suntem mai inteligenți, că suntem mai bogați, că suntem mai săraci, că suntem vedete, că suntem oameni simpli. Trebuie să dăm bună ziua și să zâmbim celor din jur, pentru că nu se știe cât de mult face zâmbetul pentru un om. Zâmbetul ăla pe care i l-ai dat fără să-l cunoști. Au primat banii în viețile voastre? Adică, nu știu, orice om vrea să se depășească, dar după asta v-ați ghidat? Nu știu, Valentin, Codruța? Codruța, zi tu, iubire, tu, ea chiar nu-i cheltuitoare, chiar nu-i cu... N-are... Cred că sunt cred cea mai strângătoare persoană pe care da, sunt... Da, și nu pune preț pe lucrurile de cum să spun... Știi că sunt fete din generația asta noastră și a ta, că suntem aceeași generație, care pun foarte mult preț pe gen scumpe, pe pantofi de la nu știu care, fac sacrificii chiar, strâng salariu să-și ia o tu geantă ești mai scumpă. Cheltuitor decât Codruța, da, Valentin? Eu da. Mai da. Mână largă, nu? Da. Așa cred că e într-o familie. Unul e mai chipzuit, altul e mai da, cheltuitor. Da, 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 da. Eu sunt mai cheltuitor. Dar Dumnezeu ți-a dăruit, Valentin, această meserie frumoasă care, dincolo de toate, a plecat din pasiune. Adică nu te-ai gândit să faci asta, să, aduci, să ajungi nu. Pe culmile înaltului doar ca să păi ai un venit. Dar nu a plecat din pasiune, dar a plecat dacă dintr-o dorință arzătoare și fără ajutorul nimănui. Și fără să te gândești că vei ajunge niciodată. Unde ești astăzi. Dar niciodată nu m-am gândit și nici acum, dacă mă duc la un spectacol, ea știe că a fost cu mine. Eu primul lucru când cobor de pe scenă, cum a fost? A fost bine, m-am prezentat cum trebuie, am vorbit cum trebuie. Nu mă duc la spectacol, mă duc gata, să treacă timpul să ești le iau. Ești cu sufletul acolo. Niciodată, niciodată. Și am colegi impresari care îmi sunt apropiați și dacă se uită știu, la care am și uitat că nu mi-au băgat banii. Asta nu înseamnă, eu m-am dus la spectacol să fac oamenii să simtă bine, să mă gândesc, oare le-am transmis ce a trebuit, s-au bucurat de momentul ăsta. În momentul în care tu, și acum vreau să mă adresez în special celor care sunt tineri și sunt foarte talentați și vin în număr mare și frumos după noi, în momentul în care te gândești doar că trebuie să faci bani din meseria asta, nu o să reușești. Tu ai făcut meseria asta cu tot dragul. Și țin minte pe la fermă că veneai copilul după tine, l-am crescut acolo. Ai făcut-o nu pentru că acum suntem între noi, nu primai da, niște sume colosale să nu poți să te desparti. Da, și fac în o continuare din cu pasiune. Da. Asta dar credeți contează. Că, nu știu, banii n-aduc fericirea, dar o întrețin? Banii sunt o necesitate. Da, dacă reușești să muncești, să-ți oferi un trai decent, îți oferă siguranță. Într-adevăr, nu trebuie să fim acum, vai domne, banii n-aduc fericirea. Nu, îți aduc confort. O siguranță, un confort și atunci de la siguranță poți să fii mai liniștit. Dar banii nu aduc fericirea și vă dau un exemplu foarte mic și poate o să vi se pară, nu știu, nepotrivit, dar este foarte potrivit. Cât te costă să aduni 10 prieteni lângă un grătar aici în curte și să pui o muzică? Să te simți bine, 10 lei dacă pui de fiecare, îți iei niște mititei, două beri, stai lângă un grătar, uite cum am stat noi în pandemie aici cu vecinii, nu ne-a costat mai nimic. Am adus fiecare de prin frigider ceva și am pus și ne-am adunat și a fost o plăcere să povestim și ne-am bucurat, am fost fericiți de momentul ăla. Nu banii aduc fericirea, aici este problema noastră. Într-adevăr, trăim niște vremuri foarte grele, găsim din ce în ce mai greu un serviciu, vorbesc de toți oamenii de rând. Și asta îți dă o nesiguranță și o frustrare. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fii nefericit. Pentru că mai e o vorbă și eu nu o spun așa ca să par acum că vorbesc eu bine și frumos. O spun pentru că eu am fost un copil
care a plecat în lume fără nimic, așa cum spune cântecul meu din Copilul de la Țară, și am reușit prin munca mea. Și ai putut să trăiești fericit chiar și așa. Și am putut să trăiesc fericit și am putut să-mi pun bănuți peste bănuți, să ajut și părinții, să-mi ajut și poate și frații, și ei m-au ajutat pe mine, de ce nu mai târziu, cum să nu, m-au ajutat foarte mult. Dar nu înseamnă că am clacat și am spus, eu sunt sărac, n-am nicio șansă, sunt marginalizat. Nu există. Trebuie să-ți vezi de talentul tău și fiecare are câte un talent. Și acum că tot ai vorbit de copilărie, Valentin, știm că ai o familie, mai încă doi frați, te bucuri de nepoțelele tale. Ne bucurăm împreună. Vă bucurați, da. Cum a fost copilăria ta și care a fost cel mai frumos cadou pe care ți-l amintești că l-ai fi primit în copilărie? Ce crezi că primeam noi în copilărie? Dacă ne aducea tata niște portocale, ceva de, și niște șosete de... Codruța, tu? Cu ce ai fost surprinsă? Ții minte că am primit un ursuleț de pluș, cam așa de mare, și mi-a fost atât de dragă, l-am și acum. Bineînțeles că l-am primit de la părinții mei, credeți că nu știu că vă sunteți Moș Crăciun. Apropo de treaba asta, eu tot credeam că și Moș Nicolae, și, da? Îmi spuneau frații, Moș Crăciun, Moș Nicolae, ce bă, tata, dacă ia salariul, ce aduce ceva? Copii, voi să nu credeți. Eu stăteam la pândă. Voi să nu credeți, da. Da, și mi-aduc aminte de un cadou, mie mi s-a părut și mi-a rămas. Noi, până târziu, până să plece frații mei în străinătate, pur și simplu aveam un televizor alb-negru vechi, din ăla de lemn, și vorbesc foarte serios. Toți vecinii noștri aveau televizoare color și mi-era jenă să invit colegii de la școală, că eu nu aveam televizor din ăsta. Aveam color, un televizor, da, care prindea televiziunea română, atât. Îi mai dădea așa câte un capac și când făcea pureci. Și vreau să spun că frații mei au trimis un televizor color așa performant din străinătate. L-au trimis pe... am așteptat o săptămână după el, pe microbuze, pe asta. Și atât de fericit am fost. În sfârșit ai mai multe canale de urmărit. Da, nu aveam mai multe canale, că nu știu dacă mai prindeam vreo unul, că nu aveam cablu băgat. Am înțeles. Ca să mai plătim, nu. Și mi-a mai trimis mai târziu fratele meu Alin, începusem și eu să cânt și zice, lasă-mă că-ți trimit eu o geacă de piele. Era cu două numere mai mare decât mărimea mea, dar atât cu drag am purtat-o pe la toate cântările, o luam cu mine la baluri, cântam pe la stejari, pe la piscoiu, pe acolo, pe la noi. Dar un moment greu al vieții tale peste care ai trecut, mai greu să spun așa, Valentin, care a fost? Fie în copilărie, fie în adolescență, știi o ceva? Cumpănă pe care poate știi ceva? Eram căliți, nu știu dacă le luam ca atare, pentru că dacă ni se întâmpla ceva, părinții nu ne luau neapărat și ne... cum se întâmplă ziua de azi, îți dădeau, cum era o vorbă acum pe internet circula, dacă îmi dădea mama un dos de palmă, întrecea toată depresia. Nici nu exista pe atunci. Dar m-a marcat o amintire, eram foarte mic, eu m-am dezvoltat fizic după clasa 10-a, eram un copil mărunt, slăbuț și foarte micuț de statură. Și pentru că mama nu avea cu cine să-și facă muncile câmpului, tata fiind la muncă pe șantier, iar frații mei mai mari erau la liceu deja, toate muncile câmpului în cursul săptămânii le făcea cu mine și era nevoită să arăm la câmp și eu să țin de funie, de vite. Aveam un bou atunci foarte mare, așa... Norocul meu a fost, ca poveste, să o spun așa mai pe scurt, pentru că povestea e mai lungă, am mers la Arad de dimineață și bou m-a călcat, eu fiind mic, și m-a băgat sub vite acolo și era să mă taie pur și simplu plugul. Și mama a tras cu toată puterea ei și a aruncat plugul peste brazde. Ei, imaginea aia mie mi-a rămas toată viața, pentru că în momentul ăla puteam să mor. Da. Și pe ea a marcat-o și aduce aminte tot timpul. Și m-a marcat, nu vreau să-mi amintesc prea tare că o să mă bunească plânsul. Dar poți să ne spui că dincolo de toate e zâmbet, dar e și M-a marcat faptul că ea a căzut în genunchi și a început să plângă. Gândește-te că eu eram în clasa a patra, eu știu a câtă eram, maxim a cincea. Și eram un copil foarte mărunt și se chinuia cu mine că nu avea cu cine să are la câmp și dacă nu aram și nu puneam
porumbul la timp, nu aveam tot ce trebuie pentru animalele de acasă, că aveam porci și aveam... Deci atunci erai practic la un pas de moarte. Dacă mama nu avea putere să tragă plugul, să-l arunce peste brazdă și să mă ocolească, videle pur și simplu au trecut peste mine. Boul m-a călcat pe picior, m-a băgat sub cei care știu de la țară, sub jug, și în spate vine plugul, da? Și vitele au trecut peste mine și plugul mă tăia pe jumătate, pur și simplu. Și atunci ea a scos plugul din brazdă și l-a aruncat peste brazde și m-a... Atât era. Avea bunica mea o vorbă, numai mamă să nu fii. Suferința da. Aceea profundă, una că tu ai rămas ca și copil traumatizat, să zic așa, de, ai avut o traumă la vremea aceea, pentru că ți-a rămas imaginea întipărită da. Și totodată mama ta, mai ales că știm că și-a dorit mult copii. Eu nu mi-am dat seama atunci ce putea să mi se întâmple, cât îmi părea de rău de ea că se chinuia cu mine. Se chinuia să muncească, să aibă tot ce îi trebuie, să nu fie nevoită să cumpere de la tărâțe sau să cumpere boabe de la stat, trebuia să facă din pământul ei ca să poată să-i țină pe frații mei în liceu. Și aici este o poveste lungă, de tot a fost o perioadă foarte dificilă. Perioada aia, mi-o amintesc așa, cred că a fost cea mai urâtă din copilăria mea, când n-am pus pâine pe masă un an de zile, am văzut de sărbători pâine. Păi și ce mâncați atunci doar, sau de unde? Doar ce produceam, mămăligă, turtă, ce făceam din boabele pe care le aveam. Nu-mi este rușine să o spun, munceam foarte mult, nu am cerșit și nu am cerut la nimeni. Și poate că mulți dintre vecinii noștri nici nu știau situația din casă, poate nu știau ce se întâmplă, pentru că noi întotdeauna am fost, cum se spune la țară, am fost mândri. Am muncit ca lumea să nu știe că nu ne descurcăm și că nu avem. Dar te-ai gândit la vremea aceea că poate nu o să mai ieși din cumpăna asta sau din situația... Eram prea mic. Nu aveam prea multe vise. Gândește-te că eu când am vrut să cânt, am cântat la școală că m-au pus profesorii. Nu eram un copil așa de visător și să cred eu că o să ajung vreodată. Și nu ieșai în față, poate, de multe ori nu, cu tupeu, să zic, cum se poartă în zilele noastre. Pentru că eram, nu neapărat că eram retras, dar nu aveam, cum să spun, că nu ai prea multe și în jurul tău oamenii aveau tot ce le trebuia la țară, că munceau sau erau foarte puțini care erau mai un pic mai înstăriți. Dar când nu vezi prea multe și dacă vedeam și... Vedeai la copiii ceilalți că aveau încălțăminte mai bună sau că aveau un ghiozdan mai frumos la școală, dar nu te duceai să-i spui mamei pentru, sau tatălui, pentru că știai că nu au și atunci mai rău le făceai lor rău. Eram obișnuiți cumva că trebuie să trăim cu ce avem, că trebuie să fim, să respectăm orice lucru pe care îl avem și înainte de toate și de școală și de orice, era gospodăria. Dar tu pentru copiii tăi, Valentin, și tu, Codruț, ai plâns. Dar fie ți-a mai povestit. De ce? Nu pot să trec mai departe, că m-a impresionat și pe mine. Și cu siguranță probabil se gândește că va fi și mamă și se gândește că n-ai avut un trecut extraordinar. Da, am avut un trecut foarte, foarte bun. Să știți, pe mine m-a călit. Dar eu vorbesc de copilăria mea. Dar gândește-te că și frații mei au muncit poate de două ori mai mult decât mine. Și că mie mi-a dat Dumnezeu harul ăsta și eu am cântat și mi-a croit Dumnezeu un drum atât de repede și atât de frumos. Ai primit înzecit. Da. Dar ei, pentru ei am suferit foarte mult. Se spune că, virgulă, nu știu dacă e adevărat, capricornii n-au o copilărie extraordinar de ușoară și fericită și asta e o dovadă clară atât în viața mea cât și a mamei. Mă refer, încercați și tot timpul să lupte. În schimb, viața le oferă foarte multe satisfacții. Eu sunt convinsă că prin prezența în viața ta, Codruței, o să schimbați multe lucruri pe care cu siguranță le veți privi ca cel mai frumos dar al vieții. Și spuneam puțin mai devreme, Valentin, că tot ai vorbit de copilărie și de faptul că ai crescut normal și ai avut o limită. Tu, la rândul tău ca tată, ți-ai crește copiii cu tot sau ai încerca să îi pui la muncă, să-și câștige cinstit banul? Că poate privim partea bună, tatăl este artist, mama are un serviciu, sunteți un cuplu reușit, aveți venituri bune. Și atunci, poate din neîmpăcarea ta, să zic, nemulțumirea vis-a-vis că au fost multe lipsuri, ți-ai crește copilul cu de toate? Dar să știi că eu nu le-am considerat lipsuri. Eu am considerat toată copilăria mea și tot ce mi s-a întâmplat
Rezultatul de azi, dacă vrei, un om care respectă oamenii care muncesc, un om care își respectă fiecare coleg, pentru că asta este o muncă. Și da, copilul nostru poate o să aibă ce n-am avut noi, mi se pare normal să aibă, dar cred că l-am educa de așa natură încât să înțeleagă că viața este cu urcuși și coboră. Și tot mama mea, țărancă de la Dănciulești, a avut o vorbă și mi-a spus-o mereu: omul trebuie să treacă prin toate în viață. Da. Să treacă și prin bogăție, și să treacă prin și prin sărăcie, să treacă și prin suferință, să treacă și prin fericire. Dacă n-a trecut prin toate astea, înseamnă că... Nu o să știe să se bucure de viață. Înseamnă că a rămas repetent pe undeva. Nu și există... Să știi că sunt exemple certe, și asta o spun și pentru telespectatori, că în general copiii care au fost reușiți în viață sau care au reușit au fost cei care nu au avut totul. Da. Codruța, dacă, Nici uite, privim că și am muncit tocmai de mult. Asta vreau să te întreb, cum ți-a fost ție copilăria? Că pănuiesc că n-a fost totul lapte și miere, n-a fost ușor totul, și mă gândesc că la rândul tău, cum am spus mai devreme, aveți planuri de viitor să deveniți părinți. Cum crezi că ar trebui să-ți aduci tu copilul sau ce n-ai repeta nu, tu din copilărie? Nu, să știi că eu, chiar dacă Valentina a spus că nu am avut tot, eu pot să spun că da, am avut tot, nu mi-a lipsit absolut nimic, pentru că, cum să spun, părinții mei, probabil că și pentru faptul că eu am fost singurul copil, cum să spun, și-au dat tot sufletul pentru mine. Nu pot să spun. Acum părinții mei au doi. Au doi. Glumesc. Da, doi, adică pe voi, să înțeleagă cei de acasă. Au avut grijă să nu-mi lisească nimic, dar totodată au fost foarte, cum să zic eu, așa, serioși cu mine, în sensul că m-au îndrumat pe drumul acesta spre educație. Țin minte că și atunci când am început să cânt, în clasa 9, când aveam 14 anișori, mama mi-a spus: dacă notele tale vor scădea sub 9, atunci tu nu vei mai face muzică, pentru că important este în viață să ai, să ai un serviciu al tău. Așa m-au crescut ei, adică... Și asta și... o reții de la mama ta să o aplici și în cazul copiilor tăi? Da, da, țin foarte mult la treaba asta. Vreau ca ambii copii, pentru că eu îmi doresc doi, să vă ajute Dumnezeu, să aibă o educație dacă frumoasă. Dacă nu ești doi, o pune și pe copii la socoteală. Da, să aibă o educație frumoasă și să, cum să spun eu, să crească frumos. Să aibă principii, să aibă valori. Îmi doresc foarte mult lucrul acesta. Ce greu e să... Să mai aibă copii din ziua de azi, valori. Da, tocmai de asta. Știți de ce eu am întâlnit și mă bucur că am abordat subiectul ăsta cu voi? Pentru că în emisiunea Folclorul sub lupă sunt foarte multe exclusivități, iar eu mă simt norocoasă și onorată să pot discuta cu artiștii despre lucrurile acestea. Eu cred că multe pleacă și de la șantajele emoționale pe care le aplică părinții în zilele de astăzi. Își doresc copiii să facă ceva pentru a primi altceva, iar ei tot timpul se gândesc că o să fie recompensați. Da, uite. Bă, dacă nu ne descurcăm... Cred că e o foarte mare legătură cu asta și a schimbării generațiilor. Dacă nu ne descurcăm cu ei, îi trimitem la țară un pic să trăiască, măcar pe jumătate. Exact. Eu cred că pentru fiecare e bine creșterea la țară. Prinde bine. Da, e foarte greu și cred că de acord și ești de acord cu mine, iubire. E foarte greu să vorbești despre copii când nu-i ai. Da, da, poate o să fie un remember în momentul în care o să-i aveți, vin cu materialul la voi. Nu știu, eu sper să nu fie nevoie să-i forțăm. Eu, adică, părinții mei nu m-au forțat niciodată să fac nimic și le mulțumesc pentru asta. Pentru că, nu știu, m-au insuflat așa, cel puțin mie, să fiu cumva ambițioasă eu, să înțeleg că lucrurile le fac pentru mine, că învăț pentru mine, că învăț pentru viitorul meu. Adică nu am făcut niciodată un lucru ca să primesc altceva la schimb. Ce nu accepti la oameni, Codruța? Trei lucruri pe care, sau patru sau cinci, peste care n-ai putea trece. La un om, la un prieten de lângă tine. Picioarele strâmbe. A, da. Asta mi-a rămas. Da, înainte să-l cunosc pe Valentin, știi că orice om are un criteriu. De exemplu, un bărbat asta care caută anumite, cum să spun, anumite calități la o femeie și o femeie caută anumite calități la un bărbat. Și, bineînțeles că prima dată te uiți la ceva anume, ce sare ție în ochi. Eu aveam o problemă cu picioarele. Ca bărbatul să nu aibă picioare strâmbe. Dacă are picioare strâmbe, Valentin și le aranjează sub masă, da. Sunt ok. Deci nu mă uitam la dantură, că și asta e un criteriu.
Deci asta? Picioarele să nu fie strâmbe, dantura. Cât mă uitam la picioare. E unul lipsă, doi pauze. Dacă picioarele sunt strâmbe, deja nu mai poate să aibă cele mai frumoase trăsături din lume. Dacă are picioarele strâmbe, nu mai. Și când am văzut așa în pantalonii lui de la costum, zic, cu picioarele și alea drepte. Și tu, Valentin, ce n-ai putut să accepți la o femeie? Ce să nu accept? Din punct de vedere fizic? Da, mai întâi fizică, fizic. Vă că ați răspuns la partea asta. Da, fizic să fie, da, să fie prezentabilă, frumoasă, să nu fie vulgară. Asta în primul rând, vorbesc de soția mea care e prezentă. Și mai departe, caracterul frumos, educația alea, să ai de la cine să înveți. Păi eu când am vorbit o dată cu Codruța, mi-am dat seama că am ce să învăț de la ea. Da? Adică are multă și că avem subiecte de discuție. Și avem subiecte de discuție. Dacă mă duc cu una și frumoasă și eu zic două și ea zice dă, ce să faci cu ea, săracă? Da. Să mă ierte Dumnezeu. Hai că nu să plângi în râs. Da. Păi așa e, așa e și în viața aia omului. Mai plânge, mai râs. Vezi? Așa este. Te fac să plângi dacă îți o dau. Bun, deci la partea, să înțeleg că la voi a fost atracție fizică prima dată. Măi, îmi place ideea, e super frumoasă, arată bine. La fel și în cazul lui. A fost. Și până la urmă ați trecut la lucrurile următoare de discuție. Să nu întârzie, să nu mintă. Nu mă minți. Astea. Cât e de greu de și asta. Și să nu întârzie și eu la prima întâlnire. Punctualitatea. Să nu întârzie și chiar tu ai fost contrariu celor spuse. Da, am fost prea dragă și gata. Deci, Valentin, tu nu suporți minciuna. Eu cred că e reprezentativă. Cred că nimeni nu suportă. Și nu-mi plac oamenii care vin pe lângă tine. Nu mai ești ăia care te lingușesc prea mult. Nu vorbesc de public. Nu, se întâmplă în cazul vostru al artiștilor, da, am înțeles. Așa. Dar există prietenie după scenă, dincolo de scenă? Adică da. Ai prieteni apropiați cu care te întâlnești pe scenă și care sunt și în viața privată. Și am câțiva foarte, foarte ok și din generația mea. Eu așa-i consider acum, dacă greșesc, ce să zic, îmi pare rău pentru ei. Eu cred că dar, fiecare vine cu un scop în viața aceasta. Dar și... nu, sunt, există. În primul rând, există oameni care rezonează cu tine dincolo de scenă, da? ca om pur și simplu. Există oameni care știu să se debaraseze, da? Când suntem pe scenă, ne facem treaba noastră de artiști, când suntem la un pahar de vorbă, suntem oameni normal și atât. Da. Știu femeile ce vor? Mesaj, știu femeile ce vor? Da. Adică răspunsul meu e da. La voi se aplică în familie ca tu să decizi sau decideți împreună? Nu, decidem împreună, nu există. Nu, nu. Adică mi se pare foarte normal și mi se pare un lucru esențial ca o relație să funcționeze. Adică, nu știu, eu așa sunt de părere. Ce sfaturi aveți voi ca un tânăr cuplu care urmează să se căsătorească pentru cei care ne urmăresc și se gândesc la întemeierea unei familii? După ce criterii să funcționeze? Unele sănătoase de bază și care i-ar putea ajuta într-o viață frumoasă. Începi eu sau zici tu? Zici tu primă. Să nu asculte de nimeni. Să fie ei doi, să se iubească, ei să știe limitele și să nu ia nici măcar de la părinți ce ține de relație. Nu. Să facă cum consideră ei și niciodată să nu-i apuce seara, să nu se culce neîmpăcați. Da. Asta e cea mai... Dușman trebuie să fii până la ușa dormitorului, cum e vorba, nu? Să nu asculte de nimeni. Da. Toți au tendința să fie profeți dintr-o dată, toți sunt psihologi, toți vin și îți dau, ar trebui să fiți așa, ar trebui să fiți invers. Nu. Fiecare trebuie să fie, sigur, să fie cum își doresc. Da. Cu bune, cu rele. Ce credeți că vă mai lipsește vouă acum și v-ați dori să realizați în viitor? Păi o să vină un copil, nunta, să ne lase pandemia în pace, doi copii. Doi. Să fim puterea sănătoși. Gândului, Codruța, așa va fi, ai să vezi. Să fim sănătoși, să avem încredere unul în celălalt și să facem interviul ăsta cu voi și după 20 de ani de căsnicie. Doamne ajută. Cel puțin. După până 20. La nunta de platină, nunta de... După 20 ca să vreau arătăm să încă bine, că... să ne puteți filma. Sunteți deosebiți, vă mulțumesc că m-ați primit în casa voastră, atât pe mine cât și pe așa, telespectatori. Așa, pe terasă, poate dacă te cumpărți frumos... Pentru... Te lasă că în casa m-am avut la nevoie, ai sus fost? La toaletă. M-am dus cu un scop, a fost ok. Așa. Sunteți gazde deosebite.
Sper din suflet să revin în căsuța voastră cu subiecte cel puțin la fel de frumoase ca și acesta de azi. Vă mulțumesc pentru exclusivitățile pe care le-am avut astăzi datorită vouă și pentru că ne-ați primit cu atâta căldură. Și vă doresc din suflet casă de piatră, copii frumoși, sănătoși ca voi, să vă dobândească toate gândurile și trăirile sănătoase pe care le aveți. Doamne ajută! Noi îți mulțumim frumos, îți dorim succes cu emisiunea Tacea. Mulțumesc și eu. Meriți din plin, ai muncit foarte mult în postul Edno TV, de la 18 ani, cât aveai tu atunci, 19 ani, și meriți din plin să faci parte din familia asta, pentru că ești dedicată. Eu o spun pentru că am lucrat alături de tine, publicul te iubește. Nu mă face să ești un om, ești un om sincer. Și nu vorbesc, eu nu vorbesc lucruri așa de dragul televiziunii. Lucrurile astea le-am vorbit chiar și cu tovarășul director Alexandru Manu. Știu lucrurile acestea și chiar și dincolo de toate am avut o echipă extraordinară iubită de public. Și să nu uităm de colegii din spatele camerelor. Fără de care n-am putea realiza așa ceva. Care au suportat, cred că, câteva pișcături de țânțari. Și un coleg e cu cățelul la mine. Pentru că am dat, eu am strupit pe aici, dar suntem îngălați. Tomiță, vrei să mă ajuți ca un coleg bun care e să-l poți filma puțin pe Liviu Ghimet? Cum a putut filma el materialul din această seară? Ca să nu mai la trecățelul. Ca la Codruța și la Valentin, ca să nu mai la trecățelul. Deci, dragilor, în familia Edno TV avem dădacă, avem îngrijitori de câini, avem colegi deosebiți. Mulțumesc pentru atenția voastră și vă doresc o seară deosebită. Să fiți buni, veseli și încrezători că Dumnezeu ne va ajuta să trecem peste tot. We'll be right back.